Sunt femei care te ridică și femei care te coboară. Ai văzut soțul meu că la un moment dat a spus că i-a fost foarte greu să trăiască o viață lângă mine, că eu hotăram, eu făceam. E adevărat. Nu mai vreau să fiu bărbatul, nu mai vreau să iau decizii, nu mai vreau să cresc pe nimeni, dar vreau să trăiesc. Am obosit. Ce-ai simțit că nu e ok? Era multă minciună. De aici încolo îți voi construi cărămidă cu cărămidă cea mai frumoasă și solidă carieră pe care cineva a putut să aibă în România. Și asta am făcut. Am fost scutul montat pe Laurențiu Reghecamp. Fiecare secundă din viața mea am dedicat-o familiei mele și lui Laurențiu Reghecamp. L-am iertat de foarte multă vreme. S-a simțit inferior ție? Ai simțit asta? Da. Ți-a spus? Da. Trebuie să facă liniște, nu să-și dea coate oamenii să râdă. Și nu să primească copilul tău poze din cluburi de noapte cu amanta. Ai în mine ceva, un dușman pe viață. De ce? Pentru că nimeni n-are voie să facă niște copii să sufere. Cred că lumea, întotdeauna lumea lui a fost acea lume. Lume cu femei ușoare, lume cu alcool, lume cu foarte multe lucruri mici care cumva te vor canaliza 100% spre derizoriu și spre nenorocire. Niciodată nu m-am gândit că tatăl copiilor mei și soțul meu poate să ne lase pe drumuri, poate să fure toată munca de o viață. Adică am avut atât de mare încredere în Laurențiu Reghecamp, încât n-am verificat în 16 sau 17 ani niciodată conturile, plățile, nimic. Și acum când l-ai verificat? Erau goale. Toți banii erau transferați către femei ușoare. Dacă vă imaginați că viața e făcută din drumuri drepte, vă înșelați amarnic. Viața e o înșiruire de drumuri care merg întotdeauna în cercuri, mereu în cercuri. Astăzi, în oglindă, avem un om care reușește să surprindă de fiecare dată. Un fel de pasărea Phoenix, care odată la câțiva ani se reinventează. Dar cum facem să rămânem mereu pe prima pagină? E asta un scop în viață sau pur și simplu ne naștem așa, cu ceva al nostru, un dar de a rămâne mereu pe prima pagină? Bine venit, Ana. Bine te-am găsit. Bine te-am găsit. Da, stăteam și mă gândeam. Este un dar cu care te naști. Este ceva, cumva, dacă vrei, este o misiune cu care vii pe pământ. Chiar și, dar sună ciudat pe prima pagină. Cred că ești născut lider. Sunt oameni care sunt născuți lideri. Sunt oameni care sunt născuți să ajute liderii, să stea lângă ei, să-i așeze, să spunem, câteodată cu picioarele pe pământ. Sunt oameni care follow the leader, care urmăresc liderii. Dar vine această prima pagină, cum îi spun eu. Vine ea și cu durere? Este exact ca un cuțit cu două tăișuri. Și de multe ori, un tăiș este mai rău, mai ascuțit decât celălalt. Și, în general, efectele secundare ale celebrității sunt dureroase. La tine, efectul la care nu te-a așteptat, ce nu te-a învățat nimeni, nici măcar mama ta, care a trăit alte celebrități, ce nu ți-a spus nimeni că vine la pachet celebritatea asta, ce-a fost? Cred că nu m-a învățat să mă feresc de oameni. Sau mi-a spus, dar pentru că așa m-am născut, cu un optimism debordant, și am iubit atât de mult oamenii și, culmea, încă îi mai iubesc, deci asta cred că este o calitate fabuloasă, că încă iubesc oamenii după ce mi s-au întâmplat atât de multe lucruri rele, m-am învățat să mă feresc cumva de oameni și nu înțelegeam la vremea respectivă. Și n-am învățat nici în ziua de azi să fac chestia asta. Spui, de fapt, că viața ta a fost ca la loterie. Ai pariat pe oameni? Întotdeauna. Dar ai și pierdut din pricina lor. E
un joc de noroc. Viața. Viața e un joc de noroc. Pariezi, tragi lumulos câștigător sau nu, și în continuare, în speranța că vei trage lozul câștigător, tot tragi. Tot tragi. Și așa este normal, că e o continuitate. Dar îți găsești mereu resursele. Când oamenii ăștia vin și pleacă și tot trag, îți găsești mereu resursele în tine să te remontezi dimineață. Că trebuie să fie greu uneori. Dacă aș spune o calitate a mea sau prima mea calitate, este că am învățat de la părinții mei că viața te îngenunchează de foarte multe ori. Probabil sunt niște teste pe care noi oamenii trebuie să dovedim că am învățat să le trecem. Pe mine m-a îngenunchiat de foarte multe ori și am zâmbit. Pentru că știam, îmi răsunau cuvintele părinților mei întotdeauna în cap, ridică-te și mergi mai departe. E așa ca, nu știu, eu când vorbesc întotdeauna, îmi place să vorbesc cumva în imagini. Pentru că lumea le poate vizualiza. Știi, când mergi foarte mândră de tine, pe tocuri, îmbrăcată perfect, ești impecabilă și este o gropiță în care ți intră tocul și ai picat. Toată lumea râde, se bucură, majoritatea oamenilor se bucură, pentru că așa suntem noi oamenii. Dar cel mai frumos este să zâmbești, să te scuturi, să mergi mai departe, să faci o glumă și haz de necaz și să mergi și mai dreaptă, și mai frumoasă, și mai încrezătoare. Cred că ăsta este talentul meu, cel mai puternic, cel mai mare. O să ne ajutăm de memoria ta, pentru că avem această oglindă, și o să proiectăm aceste imagini, rând pe rând, să le arătăm oamenilor cum ai ajuns aici. Mergem la Dăbuleni. Numele sună cunoscut pentru mulți, dar pentru tine sună foarte familiar, pentru că este locul în care tu aveai nu să copilărești, aveai să trăiești o bună bucată din viață. Am putea să spunem că ai trăit. De la două săptămâni am plecat din București, m-am născut în București și la două săptămâni bunica mea m-a luat. Părinții mei nu știu ei să mă crească pe mine, că sunt tineri. Și mama, dacă era vedetă de pe vremea aia, avea spectacole, deci ea a stat două săptămâni, a văzut ceva ce nu i-a plăcut și atunci a zis, copilul ăsta am să-l cresc eu. Cu arme și bagaje și am plecat la Dăbuleni. Dar mama, cum s-ar fi reacționat ea la două săptămâni să-și ia copilul? S-a enervat, a venit o perioadă, a stat acolo cu noi, iară m-au luat de la Dăbuleni pe la două luni și ceva, m-au adus iar în București. Iară s-a supărat bunica, iară m-a luat. Și eram, uite așa, copilul luat dintr-o parte într-alta. Dar de la 6 luni deja am rămas la bunica mea la Dăbuleni. I-a fost greu mamei fără tine? Nici nu știu, pentru că eu am trăit viața mamei mele copie la Indigo. Și acum, dacă mă întrebi oare i-a fost greu, cred că i-a fost greu, că și mie mi-este greu când plec de acasă, dar știu că mă duc să muncesc să le ofer copiilor mei totul. Cumva sacrifici copilăria și evoluția copilului tău. Pierzi momente din acei ani minunați, care nu se mai întorc niciodată. Și eu și mama mea și eu am stat de multe ori și vorbeam, mari, eu fiind mare deja și având copii, ce să fac? Cum să fac să fie bine? Mai ales că eu trăiam cumva o altfel de celebritate decât a mamei. Mama pe vremea lui Ceaușescu, nefiind atât de multe, de fapt nu existau, în afară de TVR nu exista absolut nimic, deci lumea nu te putea cunoaște decât dacă mergeai în țară. Iar ea călătorea non-stop, în țară și în străinătate. Era plecată non-stop. Dacă fac un calcul, cred că o vedeam o lună pe an. Restul era în turnee, era în filmări, era plecată din țară pe vremea aia foarte mult. Sărbători nu existau pentru că ea cânta. Avea filmări de Revelion, de Crăciun, de Paște. Nu o găseam niciodată. Iar prin prisma meseriei ei era plecată non-stop la diferite evenimente, nunți. Foarte, foarte ciudat să crești așa,
În mintea mea de copil, clar, o puneam la zid. Mare fiind, i-am reproșat. Adolescentă fiind, i-am reproșat. A zâmbit și mi-a explicat că atunci când am să cresc și am să mă maturizez, am să înțeleg. Pentru că în viață nu poți avea totul. Niciodată. Și mergem acum pe bătătura de la Dăbuleni. Copilul Ana de atunci înțelegea? Nu. Ce spunea? Dar obișnuința e o a doua natură. Știam că mama mea este vedetă. Știam că toată lumea tremura când auzea vine la Prodan. Tremuram și eu cu ei. Dar nu înțelegeam cum aș fi înțeles acum. Știam că este cineva mare. Și mama și tata. Și că ei muncesc. Așa îmi spunea bunica mea. Măta cu tactul, că era olteancă, măta cu tactul, sunt la muncă. Și tu stai aici cu mine. Bun. Și asta a fost. Am stat acolo. Și am crescut superb. Dar tata venea? Veneau la 2 săptămâni. Am avut norocul că aveam 2 mașini pe vremea aia, cu soț, un număr și cealaltă fără soț. Că așa se circulau, duminică cu soț, una fără soț. Numerele, știi? De înmatriculare. Și noi aveam o mașină cu număr de înmatriculare cu soț, una fără soț. Eram clasa privilegiată. Și veneau. Veneau de la București, la Dăbuleni, mă vedeau câteva ore, vorbeam, mergeau la grădiniță, aduceau pachetele, bombonele și tot ce aduceau ei de la București pentru colegii mei. Eram atât de fericită că eu împărțeam tot. Cea mai mare fericire a mea este să împart cu lumea. Este ceva cu care la fel m-am născut. Vreau să îmi povestești un moment al plecării lor, dacă ți-l poți aminti, cum îl trăiai. Era obișnuit, să știam că vin duminică la ora 2. N-așteptam niciodată, pentru că nu-i cunoșteam foarte bine. Nu-i cunoșteai? Nu-i cunoșteai foarte bine. De mică, crescută cu bunica și cu copiii din sat, familia mea la vremea respectivă era bunica și copiii satului. Vecinii, rudele din Dăbuleni. Universul tău. Da. Dar știam că vine mama cu tata de la oraș. Veneau de la oraș, era ceva wow. Copiii așteptau mai mult, copiii din sat așteptau mai mult decât mine. Mie mi-era frică să nu mă ia. Mică fiind, auzeam că se certa mereu mama mea cu bunica. Și ea mi-aducea rochițe, haine foarte frumoase din străinătate și bunica niciodată nu mi le punea pe mine, că nici n-aveam ce să fac cu ele, că eu mă jucam în Dunăre, unde să port rochițe tiroleze. Le aveam, erau frumoase. Nu mă uitam la ele, că nu ne lăsa bunica. Noi le puneam, ne îmbrăcam, dacă mi-aduc aminte, toți copiii satului de Paște, în ziua de Paște, cu hainele frumoase, jumătate de oră, după care mi le dădeam jos și gata, rămâneau mici. Nu le mai purtam a doua oară. Că așa era. Pe sora ta, au crescut-o ei? Da, ea a crescut cu părinții. Eu sunt mai mare cu aproape 8 ani decât sora mea. Eu când am venit la București, la școală, ea s-a născut. Și atunci am stat în București. Tu ca și copil ai simțit vreo diferență între voi două? Faptul că ea a crescut cu părinții tăi și tu nu ai crescut cu părinții tăi? Nu, să știi că nu. Pentru că, repet, eu era, așa eram obișnuită și când am împlinit 7 ani, mi s-a spus că trebuie... Eu am făcut grădinița la Dăbuleni. Am vrut să mă duc la școală la Craiova. Mama nici n-a vrut să audă. A zis, nu, gata, te muți tu cu fata la București. Și atunci s-a mutat și bunica mea cu mine, pentru că eu n-am putut niciodată să stau fără ea. Și nu era ceva, wow, sora mea trăiește la București cu mama, cu tata. Era pentru mine ciudat să trăiesc cu mama și cu tata. Dar odată ce a venit bunica, era o chestie normală. Ea era mamaie, mamaie era universul meu, mamaie îmi dădea să mănânc, mă spăla, mă îmbrăca, mamaie mă bătea. Era ok. Mi-a rămas un lucru în minte din istoriile tale de pe bătătura de la Dăbuleni. Nu știu dacă are legătură cu viața ta ulterioară. E o istorisire cu broaștele. Da, pe care le-am și tatuate pe mine. Au legătură? Da. Erau singurele mele jucării. Eu am crescut ca un copil
normal, un copil de Dunăre, un copil care mânca pește de 10 ori pe zi, că îl prindeam în Dunăre, un copil care mânca pălăgenii direct din bătătură, mai rupeam un arac, mai luam bătaie cu el. Adică n-am știut ce înseamnă bogăție, n-am știut ce înseamnă să am bijuterii, să am lanțuri, cercei, haine, mâncăruri sofisticate. Mi-aducea mama când venea, mi-aducea salam de Sibiu. Pe vremea aia era celebru salam de Sibiu de cal, din cal, din carne de cal. Bun! Păi ce? L-arunca mama aia. Cum să mănânce fata mea așa ceva? Nu există. Eu mâncam totul din curte. Fugeam în bătătură, luam ouăle direct din cuibar. Mi le făcea repede mamaie. Fugeam, îmi luam roșia, mi-o spălam. Mi-o tăia mamaie în farfurie, sare. Ca un copil normal. Eu nu eram ca alți copii să nu se ducă în apă. Eu mă duceam. Voiam să arăt că eu sunt șef. Și mai luam și pe ei în apă, îți dai seama. Și atunci mă priponea. Mă lega cu funia așa, foarte bine aici de burtă. Și aveam așa, ca un câine. Aveam loc de joacă. Până aici, maxim. N-aveam voie să depășesc, să intru. Că mănecam în Dunăre, îți dai seama, copil. Mai ales că ei se mai duceau la coasă, se mai duceau bunicii, părinții. Mai erau părinți care stăteau cu noi, dar cine mă stăpânea pe mine? Nimeni. Și atunci a găsit mamaie și... Exact, e firia, dracu să fii, stai că ți-arăt eu. Dar n-aveam nicio treabă, era ok, că aveam destul de lung, funie era lungă. Practic era ca un băiețel. Eram băiatul satului. Dar de ce? Dintotdeauna, nu știu. Pentru faptul că tatăl meu și-a dorit foarte tare să aibă un băiat. Pentru că în familia noastră nu se mai născuseră băieți de foarte, foarte multă vreme. Și atât de mult și-a dorit să fiu băiat... Dar ți-ai dorit să-l mulțumești pe tată? Întotdeauna mi-am dorit să mulțumesc părinții. Pe toată lumea? Pe toată lumea. Lucru care nu e ok. A fost lupta vieții tale? Da. Abia acum, la aproape 50 de ani, pe 17 decembrie împlinesc 50 de ani, și abia acum mi-am promis mie că am să trăiesc pentru mine. A fost greu, Ana, să mulțumești pe toată lumea? Covârșitor. Cumva astăzi îmi reproșează fetele mele faptul că am trăit mai mult pentru lume decât pentru familia mea. La modul că întotdeauna mi-am dorit să mulțumesc pe toată lumea. Și întotdeauna i-am lăsat, sau de foarte multe ori i-am lăsat pe ei mei și am ajutat pe alții. Dar pe tine? Nu venea niciodată momentul. Nu apucam momentul. Pentru că eram puternică, mă simțeam foarte puternică. De la 8 ani am crescut într-un regim militar absolut. Tatăl meu fiind militar de carieră, după care a devenit avocat. Deci am crescut la modul dintr-o libertate absolută de la Dăbuleni, unde stăteam, jucam fotbal pe uliță, toate jocurile, țurcă și așa mai departe, și mă striga mamaie și nu veneam și ne ascundeam și mă căuta și era spectacol până mă băga în casă.